Aș vrea să citesc din Marcu, capitolul 2, versetul 15. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci când citești cu atenție Evanghelia după Marcu, și mă refer mai ales la capitolul 1 din această Evanghelie, este cu neputință să nu-ți dai seama cine este acela care, despre care începuse să meargă vestea, care nu putea să intre într-o cetate fără să adune mulțimile, despre care se auzise lucruri mari. Despre Iisus, este cu neputință să nu-ți dai seama, după cum scrie Marcu, cine este acest Iisus. Marcu a ales ca în primul capitol să așeze scena botezului, în care însuși Dumnezeu lasă să-i se audă glasul și zice, El este Fiul meu prea iubit, sau Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Chiar dracii, atunci când îl întâlneau pe Domnul, singur într-un mod răutăcios, îl recunoșteau și mărturiseau și ziceau, Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Însuși lucrările lui și minunile pe care le făcea, dovedeau că era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Cel care a venit din slavă, cel care a venit în sfințenie și a umblat printre oameni. Versetele pe care le-am citit ne prezintă scena aceasta în care Domnul Iisus, în casa unui vameș, pe nume Levi, cel ce avea să fie Matei, stă la masă cu vameșii, cu păcătoșii, și cu ucenicii și prin preajmă și farisei. Și aș vrea, înainte de rugăciunea aceasta, să ne oprim în dreptul acestei imagini, și anume Fiul lui Dumnezeu, cel venit din slavă, Sfântul lui Dumnezeu, la masă cu păcătoșii. Păcătoșii erau oamenii care disprețeau legea lui Dumnezeu, care nu vreau să audă de poruncile lui Dumnezeu și nu vreau să audă de toată această religie pe care fariseii și-o însușau. Vameșii erau aceia care, pe lângă taxele ce le impuneau romanii, mai adăugau o taxă personală și erau considerați trădători, erau marginalizați de societate, pentru că erau și ei păcătoși la rândul lor. Fariseii judecau pe aceștia primii, pe păcătoși și pe vameși, dar Hristos zice, voi sunteți niște morminte văruite, frumoase pe din afară, dar pline de necurăție înăuntru. Erau și ei niște păcătoși acolo, în locul acela. Și iată-L pe Hristos, Domnul, stând în mijlocul păcătoșilor, luând masa cu ei, ca un medic care intră în mijlocul bolnavilor. Și n-a venit să-i pedepsească și să-i judece, și așa cum se spunea aici, a venit să le aducă har și să le aducă iertare. Știți că Leonardo da Vinci pictează tabloul acela, pictura aceea celebră, Cina cea de taină, în care îl înfățișează pe Domnul în centru tabloului și în jurul lui ucenicii, 6 de o parte și 6 de altă parte, și este chiar scena imediat după ce Domnul Iisus le spune că unul dintre ei va vinde. Și artistul încearcă să surprindă reacțiile fiecăruia dintre ucenici în momentul când aud vestea aceasta. Și cunoscătorii și cei care pricep arta spun că valoarea tabloului stă tocmai în modul în care artistul a surprins reacțiile ucenicilor când au auzit vestea aceasta. Ei, vă mărturisesc că dacă aș fi fost artist și pictor, aș fi pictat zilele acestea tabloul acesta din versetele pe care le-am citit. Și i-aș fi pus numele la masă cu păcătoșii. Și aș fi încercat să-L pictez pe Hristos în centru, cu o privire caldă, iubitoare, sinceră. Și apoi în jurul Lui aș fi încercat să reprezint mulți păcătoși, având în privirea lor disprețul și aroganța celui care nu vrea să audă de Dumnezeu. Aș fi așezat acolo și vameși,
cu privirea lor șiriată, cu privirea lor ascunsă, încercând să caute, să câștige, să fure, să ia pe nedrept. I-a și pus pe ucenici cu o privire nehotărâtă, suspicioasă. Aș fi așezat, nu la masă, dar lângă masă, pe farisei, privind cu ochii de sticlă și încruntați la Hristos, condamnându-L, dar în același timp aș fi încercat să le așez pe față mândria celui ce-i automulțumit, ce-i mulțumit cu sine însuși. Mi-am pictat tabloul ăsta în mintea mea și ori de câte ori mă uit la el, ori de câte ori, indiferent de ce zi și în ce vreme a zilei și în ce stare îs, parcă fără să vreau rese un cuvânt, același cuvânt în fața acestei picturi, și anume mulțumesc. Îmi vine să-i mulțumesc sincer celui ce-i în centru și stă în mijlocul păcătoșilor, nu să-i judece, ci să le aducă har. Îmi vine să-i spun sincer mulțumesc că cel ce a coborât din slavă, din sfințenie, a venit să stea la masă cu păcătoșii. Ne place să spunem în prima duminică că stăm la masă cu Domnul. Și e adevărat că prin credință la masă cu Domnul stăm. Dar tare mă tem că scena aceasta din Marcu se reeditează între noi. E adevărat, suntem păcătoși iertați, păcătoși ce am primit harul, păcătoși ce ne-am pocăit, dar cu toate acestea Hristos vine între noi. Și cu toată strădania noastră, cu toate luptele noastre, cu toată alergarea noastră de a trăi în sfințenie și în curăție, mă tem că trebuie să recunoaștem că Domnul Iisus, în dimineața aceasta, trebuie să stea la masă cu păcătoșii. Dar, ca nu cumva să supăr pe cineva, reformulez. Domnul Iisus, în dimineața asta, trebuie să stea la masă cu cel puțin un păcătos. De ăsta sigur, de ăsta unul sigur. Și păcătosul ăsta vă îndeamnă astăzi să spuneți mulțumesc. Să spuneți mulțumesc celui ce acceptă să vină între noi și celui ce ne mai oferă astăzi har. Celui ce ne primește alături de el și ne binecuvântează. Celui ce ne mai rabdă și celui ce coboară în mijlocul nostru. Haideți să spunem un sincer mulțumesc. De atâtea ori am stat înaintea Lui și împreună am plâns și împreună ne-am pocăit și ne-am căit de păcatele noastre. Nu este altă soluție ca să capeți iertarea. Vom face asta și în dimineața aceasta. De atâtea ori am întins mâna nevrednici spre pâinea și mustul care ne erau în față, bazându-ne nu pe vrednicia noastră, ci pe vrednicia Lui, numai și numai pe iertarea Lui. Haideți să spunem mulțumesc că ne iartă. Asta am pe inimă să vă îndemn, să-i mulțumim Domnului pentru iertare. Harul, spunea Ruben, ne îndeamnă la mulțumire. Asta am și eu pe inimă, să-i mulțumim pentru har, pentru că ne rabdă. Să privim la tablou ăsta, la masă cu păcătoșii și să spunem sincer mulțumesc. E așa o capcană să, și așa alunecos e drumul acesta să desconsideri iertarea Domnului. Citeam recent într-o carte legat de har și zicea autorul acolo că datorită harului, faptele tale rele nu te împiedică să ajungi în cer. Dar datorită harului, faptele tale bune nu te ajută să ajungi în cer. În consecință, stai înaintea lui Dumnezeu neputincios, depinzând total de harul lui. Auziți ce idee s-a evit acum vineri la grupă și închei legat de textul acesta pe care l-am studiat? Păi dacă a murit Hristos, a murit pentru păcatul meu și Dumnezeu a zis că cine crede în Fiul Său este iertat, atunci nu-i obliga Dumnezeu să mă ierte pe mine dacă eu cred în El? Păi dacă așa a zis, înseamnă că eu pot păcătui și Dumnezeu e obligat să mă ierte, pentru că așa a zis, eu cred în Hristos.
Și continui eu gândul, atunci pot păcătui liniștit, pentru că Dumnezeu e obligat în baza jertfei Lui să mă ierte. N-are Dumnezeu nicio obligație față de noi. Și dacă mă iartă Dumnezeu astăzi și are de ce să mă ierte, îi numai și numai harul Lui. Și numai și numai îndurarea Lui. De aceea vreau să spun mulțumesc. Vreau să prețuim iertarea aceasta, să o prețuim pentru că e un lucru ce l-a costat atât de scump pe Dumnezeu. Și uneori atât de ușor o luăm și atât de obișnuiți ne-am învățat cu ea. Nu știu de am reușit să vă pictez în minte la masă cu păcătoșii, dar priviți la tabloul ăsta și mulțumiți-i celui ce stă în mijlocul păcătoșilor și încă iartă, încă dă har.